Contrasens este un podcast ce explorează întrebări și noi cercetări din științele sociale. Sunt Maria Marteli și am revenit cu un episod parte a unei serii în care vom explora procese ale industrializării. Ne vom uita și la procese de industrializare din socialismul de stat, ne vom uita și la procese de deindustrializare după sfârșitul socialismului de stat și ne vom uita și la reindustrializarea care se petrece în momentul actual în unele zone ale țării. Proiectul de cercetare pe care îl vom urmări se numește Muncă precară și locuire periferică, practicile socioeconomice ale romilor din România în contextul relațiilor industriale și dezvoltării teritoriale inegale. Dar pe scurt îi vom zice prepwork. În cadrul acestui proiect, cercetătorii și cercetătoarele din echipa multidisciplinară de la Universitatea Babeș-Bolyai se uită la mari procese economice, politice și sociale care creează condițiile de viață în care oamenii își trăiesc viața de zi cu zi. Cercetarea e axată pe un studiu de caz din Baia Mare, care e un oraș cu un trecut industrial minier, care a trecut prin deindustrializare și închiderea minelor după destrămarea socialismului, dar care cunoaște acum o tendință de reindustrializare în contextul capitalismului neoliberal. Un prim episod de prezentare în care figurează mai mulți cercetători și în care fiecare vorbește despre specificul cercetării sale a fost produs de Elena Stanciu în aprilie 2021 și veți găsi linkul în descriere. Însă, în episodul de astăzi ne vom axa mai mult pe partea care se ocupă de problematica locuirii, adică cum se dezvoltă locuirea, care este traiectoria, în ce fel de casă locuiesc oamenii și cum se leagă de relațiile industriale și de dezvoltare inegală. Alături de mine am pe Nico Vinse, directorul de proiect și coordonatarea pachetului de cercetare despre dezvoltare inegală și locuire. Nico Vinse este profesor la Universitatea Babeș-Bolyai și activistă pentru dreptate locativă în cadrul mișcării Cărți Sociale Acum din Cluj. De-a lungul carierei sale academice, cercetările și publicațiile lui Nico s-au axat pe naționalism și politici identitare, relații de gen și feminism, marginalizarea socioteritorială a romilor și rasism, dezvoltare urbană și locuire, dezvoltare imobiliară și formarea capitalismului în România. Și putem începe direct cu faptul că mă bucur să te avem aici, Enico, și bine ai venit la podcastul Contrasens. Mulțumesc mult pentru invitație și îmi pare foarte bine că putem colabora în acest proiect. Da, și mie mi se pare că e foarte interesantă munca voastră și cum ați făcut toată această cercetare, cum ați gândit o cercetare așa mare pe diferite sectoare, dar cred că m-aș duce direct la partea de început, adică de ce e cazul de la Baia Mare relevant? De ce ați ales Baia Mare? Care e motivul? Trebuie să spunem că este și o opțiune metodologică destul de uzuală în sociologie, ca să pornești de la un caz anume și să interpretezi acel caz ca fiind o ilustrare a unor procese mai largi, economice, politice, sociale, în cazul nostru legate de muncă, de locuire și migrație. În ceea ce privește punctul de vedere al economiei politice, să spunem, și acolo ar fi multe de povestit, cum se leagă Baia Mare de contextul național sau chiar de contextul global. Și aici, da, să putem să amintim, de exemplu, că în perioada socialismului de stat, da, Baia Mare, prin industria sa minieră și în mod primordial prin extracția de aur și argint, ocupa prima poziție în România și aici se prelucra, de fapt, întreaga cantitate de aur ce ajungea în tezaurul de la Banca Națională a României. Apoi și extracția de cupru, de zinc, de plumb avea o mare însemnătate, 75% din extracția totală a României se făcea aici. S-a investit mult, industria minieră a beneficiat de
mari subvenții de la stat, deci a avut un rol economic important. Apoi, în ceea ce privește globalul, în perioada aceea, și Baia Mare exporta mult, mai ales în țările CAIR, dar și în alte țări, economia globală de atunci, înainte de anii 90. Și ce putem vedea azi, să mai facem legătura și pentru astăzi un pic, industriile care au reapărut, dar poate vorbim despre asta un pic mai încolo, sunt conectate de fluxuri globale de producție. Aramisul și Tarsofa sunt cele mai renumite industrii noi, poate, care fiecare produc ceva pentru un flux global, respectiv Aramis lucrează pentru Ikea și Tarsofa pentru o firmă italiană. Deci foarte, foarte multe conexiuni sau, nu știu, ce a mai rămas din industria ușoară, fostul Maratex, respectiv fostul Paimar, industria de textile, respectiv industria de ceramică. Găsim azi în Baia Mare niște întreprinderi mici care produc în această zonă, da, de industrie ușoară, și ele lucrează în sistem loan. Regimul loan însemnând că, practic, ele primesc și materia primă din străinătate pentru companiile pentru care lucrează. Aici, practic, furnizează forță de muncă ieftină, forță de muncă feminină, în primul rând, fiind vorba de aceste industrii. Și apoi, produsele finale sunt exportate, practic, aceste firme nici nu mai sunt obligate să-și caute piață de desfacere. Mm-hmm. Și oare Baia Mare e un caz excepțional pentru România sau sunt mai multe orașe care au trecut prin o industrializare puternică în socialism, apoi o deindustrializare și apoi iarăși o reindustrializare? Da, e un trend național, industrializarea și urbanizarea intensificată după cel de-al doilea război mondial și în perioada socialismului de stat, cu siguranță e un trend pentru întreaga Românie, dar această industrializare e un trend și pentru economia globală, da? Pentru că inclusiv industria de minerit în foarte multe părți ale lumii, acolo unde erau resurse naturale, erau da, preocupate să susțină industria minieră. Da, deci cumva, chiar dacă industrializarea masivă, intensificarea ei și urbanizarea legată de asta se petrece un pic mai târziu în România decât în țările capitalismului avansat, totuși se petrece și de asemenea mai târziu se petrece și procesul de industrializare, care la noi se suprapune cu privatizarea fostelor unități economice socialiste, inclusiv industria minieră în Baia Mare, în județul Maramureș, și apoi după privatizare, fiecare în cât a mai rezistat pe economia de piață. Cam prin 2000 începe masiva de industrializare în Baia Mare și închiderea totală a minelor și a industriilor prelucrătoare aferente. Fenomen care, da, cumva a fost precipitat și facilitat și de către stat, deci un lucru poate ciudat, cu siguranță specific, fostelor state socialiste, că aici statul, practic, facilitează deindustrializarea și privatizarea, deci transferul proprietății de la stat către proprietarii privați. Deindustrializarea, da, în țările capitalismului avansat, începe mai devreme, de prin anii 80, dar, desigur, na, aici nu avem timp să vorbim de toate aceste lucruri, însă, încă o dată,
Desigur, nu putem spune că Baia Mare este cel mai special caz sau e un caz unic, dar e un caz care ilustrează la rândul său. Metodologic de aceea este posibil pentru noi că atunci când vorbim despre Baia Mare să vorbim de cele trei mari procese economice, industrializare, deindustrializare și reindustrializare. Și văd că astea se desfășoară o perioadă destul de lungă de timp, dar cumva în ultimii 100 de ani, adică nu foarte, foarte lungă. Nu? Spui despre industrializare? Da. Da, băi, există un val de industrializare și în secolul al XIX-lea și în România, respectiv industria de minerie, desigur, în proporții mult mai reduse și nu prin unități economice de stat, e foarte veche în Baia Mare. Cred că, da, istoric s-a documentat această activitate economică de prin secolul al XIV-lea. Ceea ce a făcut socialismul de stat a fost că a intensificat extracția, deci acel extractivist care regăsim, practica aceasta o regăsim și în alte țări, începe în perioada socialismului, ceea ce, desigur, pe vremea aceea era un lucru bun pentru oamenii care, după cel de-al doilea război mondial și perioada care a urmat, au avut locuri de muncă și au putut obține mai târziu și locuințe în localitățile unde lucrau, inclusiv în Baia Mare, desigur. Dar s-a criticat destul de mult și acum se critică și mai mult poluarea rezultată din această industrie extractivistă, efectele negative asupra sănătății. Problema trebuie pusă cumva și în contextul trendurilor mari politice. Unii consideră că minele din România s-au închis la presiunea Comisiei Europene, că a fost parte din negocierile de aderare. Unii spun că asta ar fi fost din cauza poluării, alții spun că din contra a fost pentru că aici minele ar trebui să fie închise, asemenea industriilor locale, ca să scoată cumva România din competiția pe piața globală a aurului, a argintului, practic vorbind de industria minieră. Deci oricum ar fi și în orice perioadă, da, noi punem întrebări legate de aceste mari procese naționale, respectiv globale, prin acest studiu de caz realizat în Baia Mare și realizat și prin metode calitative de cercetare, interviuri, observații, analiză de discurs, discursul pe care îl regăsim în diverse documente de dezvoltare, dar și, desigur, lucrăm și cu statistici și în arhive pentru a avea și o reconstrucție istorică a fenomenelor pe care azi le putem observa. Un aspect important al cercetării este dezvoltarea inegală. Enico mi-a explicat că aceasta înseamnă, mai simplu spus, faptul că anumite teritorii acumulează mai multă creștere economică, investiții, oferte culturale și așa mai departe decât altele. Deci, practic, ce se întâmplă e că unele localități ajung să se depopuleze, iar asta e un rezultat al dezvoltării puse în slujba acumulării de capital. Pentru că capitalul merge unde e promisiunea mai mare de profit. Și, în plus, acest tip de dezvoltare e și o sursă a profitului, pentru că dacă avem aceste zone care sunt subdezvoltate economic sau din punct de vedere al infrastructurii, atunci avem și persoane mai vulnerabile care sunt dispuse să lucreze pe salarii mai mici.
Așa că am întrebat, oare cum se aplică acest concept al dezvoltării inegale în cazul de la Baia Mare? Da, înseamnă da, că pe vremuri statul urmărea o dezvoltare relativ egală în țară. Deci, practic, încerca ca în fiecare localitate să amplaseze o unitate economică productivă. Asta înseamnă, în cazul Băii Mari, mari investiții și spuneam și la început, subvenții de stat chiar a acestor industrii miniere care au fost foarte ecosistoare. Gândirea aceasta de a amplasa mai multe tipuri de industrii, mai ales în orașele mijlocii și mici și, mă rog, și orașele mari, în primul rând. De asta avem și industrie ușoară și industrie alimentară și în Baia Mare înainte de 90. Chiar unii intervievați ai noștri, mai în glumă, mai în serios, spuneau că au creat industrie ușoară în Baia Mare pentru a crea locuri de muncă pentru soțiile minerilor. Deci, cumva, da, poate a fost o gândire de planificare și în acest sens, pentru că, nu, știm bine, Socialismul de Stat a promovat și implicarea femeilor în producția economică. Da, apoi ce se întâmplă după 90 e că statul se retrage, da, din acest rol al său de planificator al dezvoltării pe întreaga țară. Și practic lasă loc, da, investițiilor imobiliare și investițiilor în general. Și asta da, înseamnă că, cum spuneam și adineauri, capitalul investește acolo unde acest lucru este mai profitabil și atunci dezvoltarea teritorială se cumulează în capitală, în primul rând, dar și în orașele mari regionale, care se consideră a fi orașe magnet, orașe competitive, deci sunt acești termeni în discursul dezvoltării teritoriale. Față de, mă rog, orașele mari regionale, Baia Mare este un pic mai la periferie, da? Pentru că în regiunea de nord, unde se amplasează orașul Cluj, atrage cel mai mare pachet de investiții și tot ce înseamnă asta și creșterea economică și creșterea populației. Deci, practic, da, în urma acestei schimbări în politica de dezvoltare teritorială, orașele care nu sunt atractive pentru capital rămân în urmă și Baia Mare rămâne în urmă față de chiar poate și față de alte orașe mijlocii, dar față de orașele regionale, cu siguranță. Rămâne în urmă probabil și pentru că și unii interpretează acest lucru în acești termeni, pentru că chiar dacă era o industrie diversificată, spuneam că avea și industrie ușoară și alimentară, dar totuși masivă, industria bazată pe minerit, pe lucrare, era dominantă. Și odată minele închise, practic asta a dus la închiderea altor întreprinderi care lucrau, deserveau minele prin mașini și unelte sau prin diverse alte produse de care era nevoie. Da, voiam să întreb despre toate mișcările astea, cred că au produs multe schimbări asupra populației în Baia Mare și asta mi se pare interesant că la un moment dat a fost o creștere uriașă în populație în 1940, după care mă gândesc că în urma închiderilor o parte din populație a migrat. Ce s-a întâmplat acolo? Cum se explică? Da, într-adevăr, industrializarea înseamnă creșterea populației. Se creează mai multe locuri de muncă,
Astfel că, nu știu, în 40 de ani, de la începutul secolului al XX-lea, populația Baia Mare a crescut doar cu cam circa 11.000 de locuitori, iar după iar între 65 și 92, cu 100.000 de locuitori. Deci în 92 Baia Mare are circa 153.000 de locuitori. În 65 a pornit de la 53.000. Deci acest lucru reflectă o schimbare majoră. Cu asta înseamnă că se schimbă și compoziția etnică a populației. Populația maghiară devine mai puțină, mă rog, numeric sau procentual mai mică în populația totală. Da, însă, da, ce vedem e că și după 92 mai continuă un pic creșterea până în 2002, atunci e vârful, pentru că încă industriile continuă să funcționeze. Da? Deci, cum spuneam, și adineauri masiv, minele se închid și întreprinderile aferente se închid din 2000 încoace. În 2002, da, are circa 157.000 de locuitori și atunci începe să scadă. Scade în ultimii 20 de ani, scade cu circa 12.000 de locuitori. Azi avem în jur de 145.000. Ce înseamnă asta din punctul de vedere al locuirii? Da? Mm-hmm. Dacă... Da, adică e un boom uriaș după 40, adică s-au construit atâtea locuințe, ce s-a întâmplat? Creșterea populației s-a datorat intensificării industrializării minelor, funcționării minelor, extractivism s-a intensificat în minele din Baia Mare, dar desigur vorbim și de județul Maramureș în general, că acolo sunt mai multe mine, nu doar în oraș. Dar mă gândeam cum s-a împăcat chestiunea asta de industrie ușoară care, și industrie grea care e poluantă cu producția de alimente, cum ai spus, și cu agricultura. Dacă se mai putea practica agricultura în jurul Băii Mari, dacă se practica până atunci? Da, ceea ce... Unde am observat foarte direct efectele poluării este zona Romplum. Și acolo, deci uzina 1 mai funcționa din secolul al XIX-lea, dar da, s-a intensificat după anii 50. S-au încercat să facă niște îmbunătățiri tehnologice acolo, ceva coș înalt pentru fum, noi filtre, etc., dar concentrația de plumb din aer a fost mereu mult peste limitele normale admise și acolo povesteau oamenii că în jur natura suferea enorm. Deci, practic, spuneau că nu mai vedeai nici păsări zburând, nu se putea, oamenii nu puteau să țină animale în curte, chiar dacă aveau gospodării lângă case sau nu se producea nimic în grădinile lor. Deci cu siguranță, da, asta a fost unul dintre prețurile plătite. Și atunci, dacă ne întoarcem la creșterea populației și la locuire, practic statul împreună cu aceste fabrici au subvenționat aceste locuințe ale muncitorilor sau cum s-a întâmplat? Da, da, da. Deci asta era o politică de locuire a statului român de atunci, de a asigura locuințe pentru cei care lucrau în industriile socialiste și asta însemna apariția
unor noi cartiere, respectiv în vechi cartiere care până atunci aveau doar case familiare, au început să apară blocurile. Cel mai vechi cartier de blocuri, dar e un cartier și mai vechi de case, cum spuneam, este cartierul Săsar, care da, a fost și considerat, nu știu, așa un model de bună practică pe vremuri de sistematizare urbană cu distanțe considerabile între blocuri, cu spații verzi, cu bulevard, cu poduri, cu, na, și toată infrastructura socială care se făcea oricum în fiecare cartier nou construit pe vremuri, locuri de petrecere a timpului liber, complexe, comerciale. Da, și ne spunea, de exemplu, arhitecți cu care am realizat interviuri și care lucrau și pe vremuri în Institutul de Proiectare, că au reușit să negocieze cu Comitetul de Stat al Planificării ca să câștige aceste spații verzi și considerabil mai mari între blocuri decât în alte orașe, tocmai referindu-se la poluare și cumva au primit în schimb un pic mai multă libertate în planificarea, de exemplu, acestui cartier. Cel mai nou cartier cu blocuri este cel numit Vasile Alexandrii, pe vremuri se chema Hotvan, cartierul Hotvan, ceea ce în maghiară înseamnă 60. Și aici erau case și inclusiv case ale romilor, se vorbea de 60 de case ale romilor. Poate vorbim un pic mai încolo și despre asta mai Multe detalii. Enico mi-a povestit despre diferitele cartiere din Baia Mare și despre tipurile de locuințe care apăreau. De exemplu, erau cele care se numeau blocuri sovietice, clădiri cu doar două nivele foarte masive, din cărămidă cu tavane înalte. Sau erau blocuri de patru etaje de calitate mai redusă. Sau cămine muncitorești de nefamiliști, cu holuri lungi, cu multe camere și cu baie comună. În acestea, din urmă, primeau majoritatea muncitorilor locuințe inițial și doar apoi cu timpul unii ajungeau la apartamente, fiind pe o listă de așteptare. Deci, între 1950 și 75 se construiesc circa 16.000 de apartamente. Dar doar după 80 blocul începe să aibă o calitate ceva mai bună, cu apartamente mai mari și cumva și o perioadă mai scurtă de așteptare. Locuințele erau repartizate prin consilii ale oamenilor muncii, care discutau pe baza unor diverse criterii, de exemplu cât de mare era familia sau câți ani au așteptat, dar exista și un oficiu de construcții pe plan local, de unde oamenii puteau depune cereri ca să cumpere apartamente cu credite la cec, care aveau dobânzi destul de mici. Așa că din curiozitate am întrebat-o pe Enico, cam câți oameni au reușit să devină proprietari și mi-a dat niște cifre pe județ. Deci în Maramureș, în 1990, cam 55% din fondul locativ total a fost în proprietate publică. Aplicat pe Baia Mare, asta ar însemna cam din 52.000 de locuințe în total, cam 28.000 în proprietate publică. Deci restul era în proprietate personală. Însă după anii 90, lucrurile s-au mai schimbat. Da, după 90... se întâmplă privatizarea fondului de locuințe prin legile din anii 90 în toată România, foști chiriași pot să cumpere, da? Locuințe. Ceea ce, dacă ne gândim acum, după 30 de ani, pare să fi creat acum o situație relativ bună pentru acești proprietari. Da? Deci, pe de-o parte, putem fi critici de ce statul a vândut către persoane fizice, dar dacă oricum trebuia să se întâmple privatizarea, eu zic că e mai bine că s-a întâmplat așa și nu s-a întâmplat cum s-a întâmplat în alte țări, cu privatizarea fondului locativ de stat, unde companii private și profit, și non-profit, dar foarte multe companii profit au cumpărat de la stat. Practic,
statul le-a vândut lor și ei au, mă rog, au devenit acei mai proprietari de care auzim și azi, că au sute, mii, zeci de mii de locuințe în proprietate privată și pe urmă, na, de tot vând de la unul la altul, gen Germania, Berlin. Deci la noi nu se întâmplă așa, la noi ajunge în proprietatea foștilor chiriași și în paralel cu asta ce se mai întâmplă după 90 e că statul nu mai construiește. Respectiv, da, să fim un pic mai preciși aici, se mai construiește în perioada 90-96, dar din totalul de 1900 de noi locuințe, 1700 sunt făcute de către stat. E vorba de acele locuințe, blocuri, care au fost începute înainte de 90 și au fost finalizate după. Însă după 97 statul nu mai construiește. De exemplu, între 97-2007 s-au construit vreo 650 de locuințe, dar doar din fonduri private. Între 2014 și 2020, tot așa, cam circa 560 de locuințe, dar doar din fonduri private. S-a construit un pic în perioada 2008-2013, 98 locuințe din fonduri publice, din totalul de 1200. Era perioada crizei economice de atunci, crizei financiare, de atunci statul a investit bani în construcție, un pic mai mult decât în alte perioade, când era zero, ca să susțină industria de construcții, respectiv locuințele prin programul ANLE au fost mai mult. Da, mă face să mă gândesc că, având în vedere că s-au închis industriile și era mult mai dificil să se găsească joburi, în ce măsură era nevoie de noi locuințe sau dacă, de fapt, nevoia de noi locuințe era dată de calitatea slabă a locuințelor anterioare? Da, bună întrebare, pentru că, da, dar am văzut și la numărul populației, da? Că ea până în 2002 continuă să crească, da? Cresc, de altă parte, noi generații care vor să se mute de la părinții lor. Și chiar dacă în ultimii ani populația a scăzut cu 12.000 de persoane, mă rog, din 2002 încoace, totuși, ce se întâmplă? Deci, pe de parte, faptul că noile generații au nevoie și ele de locuințe. Pe de altă parte, da, multe din locuințele vechi, de blocuri, erau mici și oamenii, în măsura în care își permiteau, tindeau să vândă și să-și cumpere locuință nouă. Mă rog, de unde, din ce bani, cei care au plecat în străinătate au putut să facă acest lucru. Și ce se mai observă e că se construiesc mai ales case familiale, nu știu, în cartiere unde nici pe vremuri nu existau aproape deloc locuri, nu știu, și în orașul vechi, și în Valea Roșie, și în cartierul Vriviței, și în cartierul Valea Borcutului, și în cartierul Ferneziu, se construiesc case familiale. Și, da, sunt și persoane înstărite și vedem, da, vile foarte bine puse la punct și cu siguranță scumpe în contextul local. Dezvoltatorii imobiliari foarte puțin, e unul care a construit cele mai multe locuințe colective, se cheamă Revolution Residence, dar nu, relativ față de alte orașe se construiește foarte puțin de către dezvoltatori. Asta sugerează practic, da, cum e perceput orașul Baia Mare de către dezvoltatorii imobiliari față de alte orașe din regiunea de nord. Da, da, adică clar și toată chestiunea asta locuierii se dezvoltă foarte inegal.
Și atunci mă gândeam, da, poate să ne, să ne gândim un pic și la, la etnie, nu că orașul Baia Mare e multietnic. Dacă asta are vreo legătură sau în ce măsură are legătură cu locuirea și accesul la locuire? Da, da, în, în cercetarea noastră ne-am ocupat evident despre de, și mai multe pachete de lucruri se ocupă de asta, dar din alt unghi, de deformarea zonelor urbane marginalizate, periferiilor, orașului Baia Mare, care au început să fie locuite de sau populate de așezări informale, adică oameni care se retrag acolo pentru că își pierd locuințele din altă parte din oraș, sau oameni care, dar nu începând de acum, ci de 20-25 de ani, mai veneau în Baia Mare pentru că acolo găseau totuși ceva resurse față de satele unde erau și mai puține resurse pentru, nici măcar pentru supraviețuirea de pe zi pe alta. Și atunci, da, avem aceste câteva zone periferice, cum, cum este Craica, foarte renumită, probabil multă lume știe de ea, sau cum este zona Pirita, care iarăși e o așezare informală, Pirita fiind, mă rog, numele ei venind de la numele Piritei, deșeuri care seamănă cu aurul un pic, era un, o platformă unde se depozitau aceste deșeuri de la prelucrarea aerului, aurului, scuze. Bun, deci sunt, sunt aceste zone care sunt locuite doar de, de către, doar de către romi. Da, apropo de, de Craica, acolo avem, avem interviuri care, mă rog, ne, undeva ne-și amintesc că pe vremuri zona era, nu exista în zona aceea case, ci oamenii foloseau terenul acela, adică înainte de 1990 foloseau zona pentru a face cărămidă, deci unii au mai practicat această meserie tradițională pentru ei, dar în mod informal. Deci aveau și loc de muncă la fabrică sau în mină și, și făceau cărămidă și se permitea pe vremea aceea să, să se întâmple acel lucru și na, oamenii își amintesc că era frumos, era curat. Da. Ce se întâmplă acolo? Familii din fostul cartier Hotwood, l-am amintit deja, se demolează casele, da? Se demolează casele pentru că se dorește construirea cartierului Vasile Alexandrie, a unor blocuri. Și doamna, una dintre doamnele pe care am povestit eu, a spus un lucru care nu este foarte conștientizat, pentru că se spune, se presupune că înainte de 90 n-au existat diferențe între etnii și că și romii au fost la fel de apreciați sau, mă rog, aveau aceeași trasee și la locul de muncă și la locuințe. Dar doamna respectivă spunea că acolo, în Hotwood, pe vremuri erau și case de români și maghiari, și românii și maghiarii primeau locuințe în alte blocuri mai bune decât, decât romii, ale căror case au fost demolate. Și romii care s-au adunat astfel în, nu știu, una, două blocuri de o calitate mai slabă în acea, mă rog, în pe strada Melodiei, mă rog. Și no, apoi istoria locativă e, e lungă și depinde și de locurile de muncă și depinde de cum, mă rog, de dramele personale, familiare prin care toți putem trece la un moment dat. Și da, doamna respectivă ajunge, da, la un moment dat să-și, să-și vândă apartamentul după 90, mă rog, să acopere costurile unei intervenții chirurgicale al fiului său, și
Și atunci rămâne fără locuință și Craica devine locul de refugiu pentru cei care rămân fără locuință și crește ca o așezare informală. În Craica sunt locuințe, adică cum sunt? Sunt construite? Nu sunt legate la apă, nu sunt legate la canalizare? Da, sau da, exact. Lipsește total infrastructura urbană, nu are nimeni acte. Deci e o locuire nu doar în sărăcie, e și precară, nesigură. Unele case totuși sunt făcute din cărămidă sau BCA, altele se aseamănă mai mult cu bărăci improvizate din diverse materiale reciclate de ei. Deci există oarecare diferență și în interiorul acestei zone urbane marginalizate. Mai au în jurul lor câte un animal. Deci, practic, cumva, da, marele dezavantaj de a nu avea apă în casă și canalizare, cumva, da, se reechilibrează cu acest avantaj de a putea avea o gospodărie în jurul casei care îi ajută în procurarea, asigurarea hranei și supraviețuirea de pe zi pe alta. Cei care nu merg în străinătate, ne spun interviulații noștri, practic nu au șansă să-și cumpere sau să închirieze în altă parte în oraș, chiar dacă lucrează în aceste industrii noi, marea majoritate la întreprinderea Aramis, unde se lucrează în trei schimburi și unde au foarte, foarte mulți romi angajați, dar poate cei mai mulți din afara orașului pe care îi aduc cu busul. Dar nu, și oameni din Craica, dar primesc un pic mai mult decât venitul minim pe economie din care nu își pot permite. Îi scumpe chiriile în Baia Mare? Nu sunt atât de scumpe ca în Cluj, cam la jumătate, dar venitul mediu pe 1000, dacă e în jur de 1400 de lei, chiar o chirie de 200 de euro, care e 1000 de lei, deci practic nu pot și ei cu veniturile astea nu au acces nici la credite bancare și cei care nu lucrează în străinătate nu au de unde să aibă lichidități. Poate în situație și mai gravă se află în zona Pirita, tot o așezare informală. Acolo, oamenii s-au așezat tot fără acte, fără recunoașterea legală din partea primăriei. Au venit din câteva sate apropiate, dar au venit de 20 de ani sau deja au copii care s-au născut acolo. La unde să meargă înapoi, că nu mai există înapoi, practic. Și da, acolo condițiile sunt și mai proaste și apropierea și de stația de epurare a apei, e un risc asupra sănătății. Deci ei sunt cei mai periferizați, marginalizați, cei mai vulnerabili, mai dependenți. Și cumva și primăria încearcă să nu-i observe față de Craica, pe care nu poate să nu o observe, o recunoaște ca problemă. Pirita nici măcar n-a ajuns la acel prag. Pentru că e mai departe sau de ce? E mai departe și da, în ideea aceasta că nu sunt oameni din Baia Mare. Deci, așteaptă să plece. Să se întoarcă de unde au venit. Mă gândeam la ce ai zis tu anterior, că practic exista în socialismul de stat discursul ăsta oficial că nu există diferențe etnice, dar de fapt ele erau simțite și existau și cumva probabil asta explică și faptul că persoanele astea au rămas în situații precare și după socialism, mă gândesc, nu? Da, și eu cred acest lucru, că
oamenii, persoanele rome pe care i-am întâlnit în aceste zone, în mod predominant, locuite de romi, au avut o situație mai dificilă și înainte de 90. Și, practic, problemele lor n-au început de la zero. După 90, cumva s-au agravat. Da? Și, inclusiv, revenind la ideea aceasta, că aparent nu era făcut o diferențiere, sau cel puțin în politica oficială, nici asta nu este 100% adevărat. Practic, exista o stigmatizare a romilor care nu se puteau adapta la viața urbană. Dar, no, mă rog, tuturor care s-au mutat din rural în urban, provocarea locuirii la bloc și schimbarea practicilor cotidiene sau muncilor din care trăiau s-a schimbat. Acum, mă rog, romii au și ținta acestor stigme că ei sunt mai puțin sau ar fi mai puțin capabili să se adapteze decât românii sau maghiari. Da, și da, cred că trebuie să mai amintim aici și alte zone din Baia Mare, unde am găsit locatari, mare majoritate romi, în blocuri sociale. Are orașul Baia Mare câteva blocuri sociale pe strada Horia. Poate lumea cunoaște cazul de la faimosul zid pe care primarul l-a clădit între s-a ridicat un zid și stradă, poate de sată. Da, da, îmi amintesc că acum câțiva ani era o chestiune că s-a ridicat un zid să îngrădească acele blocuri și apoi s-a pictat pe zidul respectiv sau ceva de genul? Da, da, da. Au fost multe dezbateri publice în perioada aceea. Primarul zicea că e un gard de protecție. Activiștii romi spuneau că e un semn al segregării și stigmatizării. Eu, fiind acolo și azi cum arată, este tot mai clar că nu zidul acela este marea problemă. Problemele sunt mult mai mari cu politica acelor blocuri și condițiile din acele blocuri. Mm-hmm. Da? Sigur. Deci, practic, dar zidul era un simbol. A creat condiții de locație precare. Da. Cred că a fost un simbol care a întărit diferențele respective. Da, dar așa să ne închipuim că acele blocuri sunt la un colț distanță de uzina cu Prom. Deci zona nu e deloc atractivă din niciun punct de vedere. Acolo pe strada Horia sunt trei blocuri care au fost foste cămine de nefamiliști, două sunt în proprietatea primăriei. Mă rog, acum nu avem timp să vorbim despre cum a ajuns în proprietatea lor de la fabricile ale căror cămine au fost. Și în momentul vizitei mele acolo în 2021, unul dintre aceste blocuri era folosit. Acolo pare că sunt, nu știu, 120 de unități locative. Deci e căminul de nefamiliști acela de care am vorbit. O lung camere, așa. Bun, mai avem un bloc cu totul similar, care este renovat și este ținut gol. În fiecare an, nu știu, primăria repetă care locuințe sociale de dat și se referă la acel bloc care, iarăși, acolo ar fi poate 120 de locuințe. Și cumva, da, vorbind cu oamenii de acolo, din blocul care este populat, am aflat că asta e cumva așa o tactică a primăriei, municipiului Baia Mare, de a, nu că n-ar fi nevoie de renovarea acestor blocuri și e bine încă, da, să investesc bani în renovare,
Dar cumva ce se întâmplă? Prin renovare se schimbă și chiriașii. Și se scapă de chiriașii cei mai nedoriți. Da? Atunci, din perioade în perioade, de exemplu, acum, da, iarăși se vorbește că acel bloc intră în renovare și oamenii care au datorii sau au diverse probleme sunt mult mai ca sigur că ei nu vor mai ajunge înapoi acolo când locul respectiv se va repartiza din nou după renovare. Enico mi-a povestit de o altă situație dramatică a locuirii din Baia Mare, și anume aceea din Curtea Cupromului, unde fuseseră uzinele de acid sulfuric. Prin 2013-2014 fuseseră evacuați romi din Craica și mutați acolo, în Curtea Cupromului. Deci, și asta a stârnit revolt, evident, fiindcă terenul era foarte poluat și era încă toxic. Deci, practic, a fost un caz evident de injustiție de mediu și încă mai sunt oameni care locuiesc acolo. Și apoi mi-a mai povestit și de cazuri în care oamenii din nou au fost evacuați fără niciun act administrativ, pentru că blocul intra în renovare, iar după renovare nu s-a mai putut întoarce. Deci s-a schimbat populația care locuia acolo. Și am întrebat-o cum s-au putut lucrurile astea, adică măcar sub ce formă stăteau aceștia ca și locatari. Unii chiriași, alții ocupau locuințele care au rămas goale pentru loc. Că blocul devenise inutilul de locuit. Da. Deci era foarte indicat să se renoveze, dar nu e deloc acceptabil să scapi de locatarii care sunt în situații mai dificile. Și o parte dintre ei s-au mutat și au creat o altă așezare informală la capătul străzii gării, la Țepeș, care și ei stau acolo de 20 de ani, tot așteptând să intre în vizorul binevoitor al primăriei, lucru care nu se întâmplă. Da. Ce-am mai găsit surprinzător într-o pădure, între ziul, mergând către mina Herja, o casă colectivă, a fost a minei și mina sau ce a mai rămas din ea sau administratorul, n-a mai rămas nimic din mină, dar ceva patrimoniu care are un administrator și care ia chirie de la oamenii care locuiesc acolo. Casa aceea era locuită pe vremuri de mineri care lucrau în mina Herja. Vreo doi foști locuitori am găsit vechi și alte familii noi, tot de etnie romă, care de ce s-au retras aici? Pentru că în altă parte nu își pot permite. Și casa aceea, ok, e în pădure, e mai puțin poluat decât altă zonă a Ferneziului, care e romplumbul. Dar n-au apă în casă, n-au canalizare și n-au avut nici pe vreme. Deci cumva și acel caz mi-a atras atenția asupra faptului că viețile minerilor, sau nu toate viețile minerilor erau apreciate sau considerate a fi importante. Deci cumva au fost considerați ca niște mașinării de lucru, mergi la mină, lucrezi în trei schimburi, vii acasă, te culci. Practic, nu știu, aveau o cantină lângă mină, ok, aveau și un loc unde să se spele, dar practic locuința pentru ei era ceva, un spațiu foarte precar și deloc nu seamănă cu un spațiu pe care am credea că un muncitor de pe vremuri care era apreciat l-ar fi primit de la locul de muncă. Da. Da. Nu știu, încă poate un alt caz, e vorba de romi care sunt proprietari de apartamente. Am găsit în câteva blocuri din cartierul Gării,
străzile Neptun și Jupiter, mă rog, și pe strada Ghioceinilor din cartierul Săsar, dar niște blocuri din acelea de confort redus, foarte mici, și care, da, se vede pe ele din afară, care au trecut totul altfel decât celelalte blocuri, fiind cumpărate, noi proprietarii n-au avut bani să renoveze sau să facă aceste lucrări de izolare, pe care, da, eventual alte asociații de proprietari și le-au putut să permite să facă în aceleași cartiere. Și, da, și în jur se vede o mai puțină atenție din partea primăriei de întreținere a împrejmuirilor. Deci se vede și acolo diferența, diferența aceasta. Și acolo, da, chiar dacă ei sunt proprietari și acest lucru e iarăși un fenomen generalizat în România, poți să fii proprietar și în același timp să fii foarte sărac. Și mai ales în criza energetică actuală în care suntem, da, să nu poți să plătești utilitățile. Deci există un risc că ori să rămâi fără ele, ori să fii chiar evacuat pe motiv de neplată. Da, cumva se întrevede că sunt foarte multe situații de precaritate în ciuda dezvoltării orașului. Și, adică nu în ciuda, deodată, nu? Deodată cu dezvoltarea orașului, de fapt. Și atunci mă gândeam care sunt următorii pași în urma unei asemenea cercetări, dacă ea poate fi transpusă în politici sociale în vreun fel sau se poate conecta cu ceva de genul. Da, bună întrebare. Știm bine că decidenții politici de o vreme în România spun că politicile trebuie să se bazeze pe evidențe, pe cunoaștere. Noi doar putem spera că și această cunoaștere produsă prin acest proiect ar putea fi transpusă, cel puțin în ceva recomandări foarte soft către primărie. Doar că nu, cercetarea nu e comandată de primărie, nu stă la baza inițiativei de a dezvolta o strategie urbană, no, sunt și acolo cercetări, știm bine. Deci, da, noi am comunicat cu multe persoane din diverse departamente de la primărie, dar și de la Consiliul Județean, am făcut interviuri. Deci avem conexiuni și, da, la un moment dat ne întoarcem la aceste relații, contacte, să spunem care sunt observațiile noastre și, da, poate că faptul că aceasta este o cercetare academică în care avem și un partener norvegian și, da, din prestigioasele fonduri norvegiene susținută, poate că asta ar da o greutate a lucrurilor pe care le-am putea spune. Apropo de locuire, de exemplu, să mai reatragem atenția asupra ce am aflat de la oameni, adică cum au fost evacuați pe vremuri cu promisiunea că o să primească o locuință socială și pentru unii această perioadă înseamnă 20 de ani, 25 de ani, că mulți, da, locuiesc în condiții inadecvate, că, no, această procedură de renovări și evacuări justificate prin renovări, de fapt, ar trebui să se întâmple altfel. Da, deci recomandări de acest fel o să formulăm și noi din partea pachetului nostru de lucru și, da, poate în primul rând și, da, în chestiunea aceasta suntem cumva pe valul asumat și oficial de către statul român, aceea de a avea o strategie a locuirii pe plan local, deci mai nou am început să vorbească Guvernul României de această nevoie. La un moment dat o să avem și strategia națională a locuirii,
adoptată acum cu Planul Național de Reziliență și Reformă, urmează și acest lucru. Da, deci, da, genul să aibă orașul o strategie a locuirii în care să facă un echilibru între dezvoltarea fondului privat de locuințe. Da, practic asta face primăria prin departamentul de urbanism, avizează autorizații de construcții private și avizează planuri urbanistice zonale private, dar practic n-are control asupra dezvoltării urbanistice întregului oraș. Deci, și asta, cred, o recomandare din partea noastră să revină planificarea urbană în atribuțiile publice, respectiv să fie făcut spre bunul public și interese publice și inclusiv da, situația romilor marginalizați, care, dacă ne uităm la declarațiile oficiale din partea primarului, în primul rând, și câteva documente, pare să aibă o preocupare, dar are un discurs duplicitar. Mai vizitează și unele locații unde locuiesc romii și le mai promite câte ceva, dar apoi are o declarație oficială către populația majoritară în care, na, practic, de exemplu, spune lucruri de genul locuințele sociale, că tot zice câte locuințe sociale are prin aceste renovări și spune locuințele sociale nu sunt pentru romi. Locuințele sociale sunt pentru băi mărini, sunt pentru cei care au grijă de copii și de educația copiilor lor. Deci, no, sunt aceste aparent trecătoare discursuri, declarații publice, dar no, este riscul ca ele să reflecte, de fapt, esența politicilor locale. Da. Care trebuie schimbate. Da. Da, într-adevăr. Păi, mulțumesc foarte mult pentru discuție și pentru toate descrierile și explicațiile. Ați ascultat podcastul Contrasens. Mulțumim că ați fost alături de noi. Invitata din acest episod a fost Enico Vinxe și episodul de azi a fost produs de mine, Maria Martelli. Vă invităm să ne susțineți dând un share sau trimițând direct un episod preferat unei persoane care credeți că ar fi interesată. Atât proiectul de cercetare Prequark, cât și producerea acestui episod au fost făcute cu sprijinul financiar din partea granturilor norvegene și UFSCD din România. Intro și outro a fost produs de Kind Studios și mai multe despre Contrasens aveți pe pagina noastră de Facebook. Sigur că ne puteți asculta pe SoundCloud, YouTube, iTunes, Spotify și așa mai departe. Așteptăm părerile voastre sau întrebări dacă aveți la adresa noastră de e-mail contrasens@protonmail.com.